Salutare! Astăzi o să facem un nou episod cu încercăm arome de la diferite produse și așa avem ceva special pentru astăzi. Dar înainte de asta vreau neapărat să dați un mare like la acest video și să mă urmezi pe pagina mea de Instagram, Florin Hristu Style, pentru că acolo avem un Instagram în care o să vă facem o poftă de o să salivați. Așa că înainte o să vreau să vă zic poftă bună, o să vreau să-mi cer scuze pentru ceea ce o să urmeze, pentru că o să vă placă ochiului. Și avem în felul următor, avem 4 arome de gogoși foarte interesante și prima aromă este gogoașa Kinder Bueno. Din păcate am scăpat o ciocolată Kinder Bueno, o pătrățică ce o avea aici pe jos și a trebuit să o arunc. De ce? Ok, așa că aceasta este gogoașa. Mamă, cât de perfectă poate să fie. Ceea ce o să urmeze acum o să fie o explozie de paradis la mine în gură. Așa că poftă bună. Mama, are și ciocolată în mijloc. Trebuie neapărat să ajung la ciocolată. Wow. Muc de bune. Genial. Fai, frate. Mi-aș linge degetele toată ziua, dar nu o să fac. Așa că o să-i dau nota 10 pentru gogoașa asta, pentru că este extraordinară. Mama a avut o grămadă de ciocolată în mijloc. Prea bună, prea ca la țară. Așa că nota 10. Următoarea este cea mai specială și cea mai frumoasă, care este aceasta roz, care este plină cu particule colorate și este foarte, foarte fashion. Îmi place culoarea roz, credeți-mă. Așa că o să mâncăm rozalia asta. Mă, de bine arată, bă. Sper să fie la fel de gustoasă. Și din nou, poftă bună. Are cu căpșun. Mamă, cât de bine se vede. Urmele astea sunt de căpșun. Mamă, nu trebuie neapărat să mai iau încă o gură, e prea bună. Mamă, cu... Asta căpșun? Am impresia că astea nu sunt căpșun. Sunt căpșun? Căpșun sau zmeură? Da, am impresia. Nu, sunt căpșuni. Cât de bună e asta. Până acum asta roz mi-a plăcut cel mai mult. Exact ce spuneam. Așa că o să-i dau nota 10. Este foarte, foarte delicioasă. Știți că de obicei gogoșele, unele gogoși sunt foarte sățioase, dar acestea sunt perfecte. Așa că nota 10. Următoarea este aceasta care este verde. Cred că probabil este cu fistic. Nu îmi dau seama cu ce este. Oh, dar fiți atenți, vă, cât de bine arată. Așa că, domnule fistic, ia să vedem ce miros are. Astea sunt talune pe deasupra și niște bucăți de ciocolată albă. Ok, bun apetit. Din ce parte mușcăm? Din alune sau din ciocolată? Hai din alune. Asta nu are nimica pe dinăuntru. O să încerc să mușc din partea asta. Dar nu are absolut nimica pe dinăuntru. Nu, dar e bun. Are gust de fistic, oare? Da, are gust de fistic, cel mai probabil, dacă nu mă înșel. Așa că o să-i dau tot nota 10, pentru că este un gen de gogoașă care, dacă nu îți place să fie prea sățioasă, prea multă cremă înăuntru sau ciocolată și așa mai departe, asta este perfectă pentru tine. Așa că nota 10. Iar acum urmează ultima, dar nu cea din urmă. Una dintre cele mai interesante este aceasta. Are o cremă, cel mai probabil. Acestea de pe ea nu știu ce sunt, cred că sunt stafide și astea sunt ciocolată, bucăți de ciocolată. Așa că, domnule, nu știu cum te cheamă. Sunt curios ce sunt astea, hai să vedem. Stafide? Cred că sunt stafide. Da. Ok, prima oară o să mușcăm exact cu aceste două stafide. Wow! Are o cremă. Are o cremă înăuntru, dar nu știu, dau seama ce e aia. Mere? Nu știu, nu-mi dau seama, cred că ceva, niște fructe, ceva. Și o să mușcăm și de data asta partea cu ciocolată.
Are ceva înăuntru, dar nu-mi dau seama. Mă, cât de bun e. Wow! Asta a fost cea mai dulce de până acum. Bine, ciocolata este mai mult dulce, dar mă refer așa la fructe. Asta a fost cea mai dulce și o să-i dau tot nota 10. N-am cum să dau notele mai jos, pentru că eu nu sunt pretențios la mâncare și sunt prea delicioase chestiile astea. Așa că dacă v-a plăcut acest episod și v-am îndulcit, dați un mare like și distribuiți acest video mai departe, pentru că neapărat vreau să aud și sugestiile voastre, să le scrieți în comentarii, să știu ce fel de produse să încercăm și așa mai departe. Și responsabilul o să apară într-un comentariu aici. Așa că vreau doar să vă mai zic că bă, sunteți cei mai tari! Cei mai tari dansatori și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire! Salutare!